va vota după citirea propunerii verbale, începe citirea propunerii verbale ședința anterioară. În conformitate cu prevederile codului administrativ, articolul 134 litera, în baza dispoziției, cu numărul 325-25 al 9-2023, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Vatii Tamaș, pe data de 26 septembrie, a fost convocat la ședința lunii ordinare a lunii septembrie 2023. Din verificare condiției de prezență, rezultă că la ședința de astăzi, 13 consilieri, care compun Consiliul Local al Vatii Tamaș, sunt prezenți 13 consilieri locali, astfel că ședința este legal constituită și poate începe lucrările. La ședință au participat în număr de 13 consilieri locali, primarul, secretarul, domnul Vieru, Vlad, doamna domnul Sumbuvernica și domnul Barbare Ciprian. Secretarul general dă citire procesul verbal al ședinței anterioare, președinte ședință întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt. Nu sunt înscrieri. Procesul verbal este supus la vot, următorul rezultat, votul pentru 11, împotrivă 0, abține 1, domnul Tuna, recordă să-l vădere. Președinte de ședință, privind ordinea de zi a ședinței. Proiect de hotărâre numărul 52 privind desemnarea reprezentată în Consiliul Local al Comunei Tamaș, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Chetriș, pentru anul școlar 2023-2024. Proiect de hotărâre numărul 53 privind prelungirea contractului de comodată între Comuna Tamaș, Asociația Galb, Cetate, Tamaș și Dabra. Proiect de hotărâre numărul 54 privind modificarea statului de funcție pentru aflarea specialitatea primarului Comunei Tamaș. Proiectul de hotărâre numărul 55 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Comunității Administrative Teritoriale Comuna Tamaș pentru ședința Adunării Generale Naționale SC, Compania Regională de Lucrări PSA. Proiect de hotărâre 56 privind aprobarea rectificării bugetului local și actualizarea listei de investiții la 25.09.2023. Președinte, ședința întreabă dacă sunt înscrii la cuvânt. Domnul Toma nu este de acord cu faptul că domnul Cedru Ceasa Constantin votează având în vedere conflictul juridic existent. Președinte de ședință supune la votul pentru 11, împotrivă 0, obține 1. Domnul Toma nu votează. Președinte de ședință prezintă urmele de zi suplimentară a ședinței. Proiect de hotărâre numărul 57 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional dezvoltare a infrastructurii de apă și apășa pauzată în județul Bacău, perioada 2024-2020. Proiect de hotărâre numărul 58 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorului tehnic economice în proiectul la listă de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local și a participării Consiliului Local Tamaș la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2024-2020. Proiect de hotărâre numărul 59 privind punerea la dispoziție SIG în compania regională de apă CRABESA a terenurilor aferente investițiilor în cadrul proiectului regional de dezvoltare din 2014-2020. Președinte, ședință întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt, nefiind înscrieri, președinte, ședință supune la vot ordinea de zi suplimentară. Voturi pentru 10, voturi împotrivă 0, abține 1, domnul Mișca se abține, domnul Toma și doamna Lucu nu votează. Secretarul întreabă dacă față de ordinea de zi este consilierea față de incompatibilitate. Nu există. Primarul prezintă proiecte. Proiectul 52 privind desemnarea reprezentanților Consiliul Local în reprezentanța școlii Chetriș. Președinte ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, se înscrie la cuvânt și fac propunere după cum urmează. Doamna Moise Orica propune pe doamna Nestor Izabela, domnul Videri Alexandru propune pe domnul Ceasar Constantin, doamna Nestor Izabela propune pe domnul Supraiu Florin. Președintele de ședință spune la vot următorul rezultat. Pentru doamna Nestor, votul pentru 8, împotrivă 0, abține 1, 4 consilieri nu au votat. Pentru domnul Ceasar, votul pentru 7, împotrivă 0, abține 4, 2 consilieri nu au votat. Pentru domnul Spoiară, votul pentru 4, împotrivă 0, abține 6, 3 consilieri nu au votat. În consecință, conform numărării voturilor, reprezentanții Consiliului Local al Comunei Tamaș și Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Chetriș, pentru anul școlar 2023-2024 sunt desemnați domnul Ceasar și doamna Nesta. Proiect de hotărâre numărul 53, privind prelungirea contractului de comodat între Comuna Tamaș și Gal Tamaș și Dabar. Președinte ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, fiind înscrie, se trece la vot cu următorul rezultat. Voturi pentru 10, împotrivă 0, abține 2, domnul Toma refuză să voteze. Proiect de hotărâre 54, privind modificarea statului de funcție pentru aflarea specialitatea al primarului Comunei Tamaș. Președinte întreabă cine se înscrie. Președintele de ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, dar mai ne întreabă despre ce post este vorba. Primarul răspunde că este vorba despre postul vacant de deputat la Registrul Agricol. Se trece la vot, următorul rezultat. Votul pentru 12, împotrivă 0, abține 1. Proiect de hotărâre numărul 55 privind stabilirea mandatului reprezentant legal al Unității de Teritoriul Comuna Tamaș pentru ședința adunării AGA, Compania Regională de Apă ESA, din 02.03.2023. Președinte ședință întreabă dacă sunt propuneri, domnul Udrea propune pe domnul Ceasar. Propunerea este anulată de faptul că domnul Ceasar
este în concediu liber și nu poate participa. Domnul Ceasar propune pe primar să trece la vot, dar propunerea domnului Ceasar cu următorul rezultat. Votul pentru 10, împotriva 0, abține 2, domnul Toma nu votează. Proiect de hotărâre numărul 56 privind aprobarea criteriilor bugetului local și analizei emisiei de investiții au atât la marș la 25.09.2023. Cine ședință întreabă cine, dacă se înscrie la primul domn, mă bucur, întreabă de ce planul la prezidentele comunii nu a fost întocmit. Primarul răspunde, nu a fost întocmit, iar pentru asta am fost avertizați. Domnul Bucur întreabă cum a fost selectată firma domnului Vieru, primarul răspunde că a fost selectată de domnul Darie. Se trece la vot cu următorul rezultat. Votul pentru 10, în votul de 0, abține de domnul Toma și domnul Mișca nu votează. Proiect de hotărâre numărul 57 privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cu beneficiul proiectului regional de dezvoltare infrastructură de apă și apă uzată în perioada 2014-2020. Primarul cere părerea doamnei Donț. Doamna Donț explică că întârzierea proiectului este datorată faptului că nu se prezintă constructor la licitație și că valoarea proiectului a crescut odată cu inflația. Președintele ședință supune la vot. Votul pentru 8, împotriva 0, obține 3. Domnul Tomer, domnul Mișca nu votează. Proiect de hotărâre numărul 58 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorului tehnic economice proiectului la listă de investiții prioritare a valorilor investiții la ferențe posibil local și participării posibil local Tamaș la postulanțarea proiectului regional de dezvoltare în perioada 2014-2020. Președinte, ședință de treabă, cum se scrie la cuvânt, ne fiind scrie, se trece la vot, următor rezultat. Votul pentru 10, împotrivă 0, abține 1, domnul Tomaș, domnul Mișca, repede să voteze. Proiect de hotărâre numărul 59 privind punerea la dispoziție SC, compania de apă, Crabie SA, terenul aferente investiții în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în rezervat, în perioada 2014-2020. Președinte, ce se întrebă dacă se înscrie la punct, fiind înscrie, se trece la vot. Votul pentru 10, împotrivă 0, abține 1, domnul Mitre, domnul Toma nu votează. Diverse. Președinte, ședință întreabă ce este scrie la cuvânt. Doamna Dorțu salută Consiliul Local cu formula. Bine v-am găsit și fiți că faptul că unii consilieri locali se dau războinici, arată că primăria ta mai are proiecte și propune constituirea unei echipe de dezvoltare comună. Domnul Bucur întreabă că doamna Dorțu de ce este supărată când sunt puse întrebări privind fondurile cheltuite de ansamblu Tămășanca. De asemenea, arată că procesul de inventarire a bunurilor comunii nu a fost finalizat nici la această dată. Domnul Ceasar arată că prin acțiunile sale și comportamentul său dorește îmbunătățirea comunii. Domnul Barbares solicită să distribuie primarea făcută ședinței pe telefonul pentru se supune la vot și cu 7 voturi de dat, acest lucru este aprobat de consilierii locali. Am încheiat. Dar cine este pentru? Deci toți împotriva, abține? Ori dacă da, să citesc pentru că proiectul nu? Să citesc pentru că dacă tot sunt la capitolul ăsta, dar să dați mai. Convocatul, în atenție tuturor consilierilor locali, stimați consilierii locali, din articolul 133 al alineatul 2 și articolul 134 al statului, sunteți convocați la ședința extraordinară a Consiliului Local Tamaș de Zubacu, care a avut loc în sala de conferință, Silvian Platin, primăria Tamaș, în data 06.10.23, ora 10, cu următoarele proiecte și de ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre prin alegerea președintelui ședință. Punctul 2. Proiect de hotărâre prin eliberarea în funcția viceprimar comunei Tamaș. Proiectul 3. Proiect de hotărâre prin alegerea unui nou viceprimar. Punctul 4 de diverse. În plus, mai avem un punct introdus de către, promovat de către primar, alocarea banilor pentru transportul cadrelor didactice pe bunile aferente conform proiectul care a spus. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi. Da, și nu tu da. Poate nu am mai spus un lucru, da? Eu am putut acolo. Da, de acolo, de capul meu. Nu știu, de capul meu. Da, până nu. Vor de vedere. Zi 13, de la ochii.
vedem așa. Bun. Acum. Pentru alegerea președintelui de ședință, propun. Propun pe Neagu Doina. La o ședință, două ședință, formăm. Altă propunere? Propun pe domnul Udrea. Toma. Domnul Udrea. Mai este altă propunere? Da. Trece la vot. Domnul Bucura, pentru doamna Neagu, da? Pentru doamna Neagu, cine este tu, da? De acord. 1, 2, 3. Doamna Alta Corina. Te țineți mai acolo, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, doamna Neagu. Abțineri. Da. Domnul, pentru domnul Udrea, cine e cu da? Două persoane. 3, doamna. Doamna Neagu. Bună ziua, mulțumesc colegilor pentru încredere și să trecem la... Deci, la concedii, domnul secretar ordine de zi, nu mai are rost să citesc eu, dăm, trecem la punctul 1 din ordine de zi și dăm citire, dăm citire domnului primar pentru alegerea președintelui, adică președintelui, va trebui să spunem. Trecem la punctul 2 privind aprobarea de contarea drepturilor urbănești personalul didactic care solicită cheltuielile de deplasare aferente și muncilor. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre numărul 61. Privind aprobarea de contrarii drepturilor urbănești personalului didactic, care solicită cheltuieli de deplasare aferentelor lunilor iunie, iulie și august. Articolul 1. Se aprobă de contarea contravalorii transportului cadrelor didactice aferent lunilor iunie 2023, în suma totală de 4.323. Articolul 2, unde prinirea prevederilor hotărârii se nominalizează compartimentul financiar contabil din impozite și taxe, eliberarea autorizațiilor de transport și resurse umane. Și articolul 3, prezenta hotărârii va fi adusă cunoștință publică conform legii. Este cineva care are ceva de comentat sau ceva de spus? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 3, privind eliberarea din funcție de viceprimar a domnului Ceasăr Constantin. Proiectul de hotărâre numărul 62 privind eliberarea din funcție de viceprimar al comunei Tama județul Bacău a domnului Ceasăr Constantin. Articolul 1. Se aprobă eliberarea din funcția viceprimar al comunei Tamaș județul Bacău al domnului Ceasăr Constantin. Articolul 2. Primarul comunei Tamaș va duce la îndeplinirea prevederilor prezente în hotărârii. Articolul 3. Prin grija secretarului comunei Tamaș, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului conform legii. Așa cum este normal, trebuie să dăm cuvântul domnului Ceasăr să-și prezinte apărarea. Mulțumesc. Și cum ați zis la capitala președinței? Da. De domnul Ceasăr. Domnul Toma, cine mi-a zis? Domnul Toma, cine mi-a zis? Domnul Toma, cum ați zis? Da. Stimați colegi, în concediu fiind, am ținut să fiu prezent la această ședință extraordinară, inițiată de justițiarul Toma Petrică, în tandem cu condamnata domnul Veronica pentru a mă demite din funcția de viceprimar. Deși instanța s-a mai pronunțat odată pe această speță. La alegerile din 2021, organizația PSD Tamaș a propus conducerii PSD Bacău drept candidat la funcția de primar pe domnul Ceasăr. Cu un vot de 8-2, dar mai mari șefi de la PSD Bacău au hotărât sub amenințarea, între ghilimele, că vă trag după mine dacă lăsați pe Ceasăr candidat. În ultima zi au hotărât în mod democratic că doi e mai mare ca unul. Nemai având timp pentru a strânge semnăturile, am rugat Partidul Pro-România să mă susțină în alegeri, deoarece în acest partid se regăseau majoritatea membrilor PSD
care s-au simțit lezați de felul cum se comportă mai marele acestui partid. Rezultatul știți, peste 350 de voturi. Cea mai vizitată comună de senatori și deputați a fost comuna Tamaș, care v-au promis numai lapte și de... Ați lăsat destinele comunei pe mâna unui băiat tânăr care poate ar fi făcut mult mai mult dacă nu a avut, că a avut sprijinul consiliului local, dar v-a ascultat ordinele din pușcărie, așa că dumneavoastră ați, așa cum dumneavoastră ați afirmat săptămâna trecută în fața consilierilor. Ce i-ați transcris? Să nu atragă fondurile europene? Am rămas singura comună din județul Bacău care a primit 0 lei. V-a fost frică că va avea rezultate. Pe Galta Basitava, instituție pe care ați controlat-o, ați cheltuit toate fondurile până în 2024 pe vioară, pe saxofoane, acordeoane. La prețuri doar de dumneavoastră știuri. În 2022 a fost... Dar vă viți la cine e greu! Am fost numit prin ordine de primar, șef al Comisiei de Inventariere a Bunurilor Fixe și Mobile din Comuna Tamaș, inventar ce nu s-a făcut de 15 ani. În august 2023 am atras atenția consilierilor locali că nici până la această dată nu mi s-a pus la dispoziție listele ultimului inventar. Văzând că sunt refuzat, am făcut adresă scrisă primarului și fiecare șef de comisie, dar și de această dată am fost refuzat. Ce treaba are asta cu proiectul ăsta? Haideți să domnul domnul, 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 dar de asta de fiecare dată, la fiecare ședință... De trei ani de zile ați tipat la mine să mă crezi la tine și acum ați vrea lui vine și bate pe ușoare. Am hotărât să mă adresez în scris primarului pentru a măsurile administrative conform legii. Prin această adresă se pare că am deranjat. Eu făceam inventarul comunii Tamaș, nu lui Donțu SRL. Câtă nesimțire să aibă condamnată căruia i s-a prescris pedeapsa penală, dar i-a rămas cea civilă, aducând prejudicii de 1.800.000 de PSD. Să-mi ceară mie demisie de onoare. Prin această adresă reintată primarului, cât și grupului PNL, mi-am semnat sentința. N-am crezut că acceptând provocarea de a conduce destinele acestei comune, voi avea atâția dușmani, prieteni care s-au despărțit, s-au îndepărtat de familia mea, de frică că pușcăria așa o să-i facă rău. Nu trebuie chiar folosită cuvântul ăsta. Treziți-vă, dragi cetățeni, că nu știu. Dacă permite, doamna președinte, hai! Că nu s-a răsturat, nu s-a răsturat, executare, să trăia din nou destinul acestei comuni. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a-mi asculta aceste nemulțumiri și vă promit atât dumneavoastră cât și cetățenilor că voi reveni cu toate fără de lege de comisie de, să-i zic, doamna Donțu, în perioada cât a fost primar. Vă mulțumesc! Doamna primar, da, aș vrea să completez un pic. După arestarea doamna Donțu, într-adevăr, a fost acolo o mică neînțelegere, dar
După ce a ieșit de la, după ce așa era făcut pedeapsa, s-a demonstrat că a fost o greșeală și a câștigat acel proces în care a fost declarat curat, ok, nu a făcut oricum. Și în vie, este un proces și asta nu e problema mea. Unul la mână, doi la mână. Nu ați deranjat pe nimeni, că muncează inventarul domeniului public, îl face secretarul, nu face dumneavoastră, doi la mână, ați făcut inventarul obiectelor fixe, care ați primit și la o contabilitate cu semnătură tot ce a fost în contabilitate. Nu știu cine a murit și neînțelegeri ați avut cu doamna contabil, fostă doamna contabil, doamna Andrei, din nu v-ați înțeles și n-ați reușit să finalizați. Asta așa e. Mi-ați lăsat, într-adevăr, ceva scris, dar eu, adică eu vă dau dumneavoastră atribuții, dumneavoastră nu dați mie atribuții. Era, nu văd ce s-a întâmplat și am ajuns la neînțelegeri. Iar am depus un amendament pe care l-aș citi după acolo lumea, care sunt multe chestii care v-am zis și în ședință și v-am zis și separat. Nu eram de acord. Au fost, proiecte care v-am rugat și trebuia susținut pentru că ne întârziam sau puteam pierde proiecte, diferite proiecte pentru că nu s-a apucat, au fost cu bugetul, nu ați apucat de prima, ați dus în eroare Consiliul Local și n-am avut volum, să zic așa, să trec acele proiecte. Ați lucrat într-adevăr la proiectul cu utilajele, dar nu vă puteți asuma chiar dumneavoastră. Proiectul cu utilaje este tot legal venit, este investiție legal, nu este, ziceați că până în 2024 nu mai avem finanțări la care va avem acest proiect de legal. Dacă ați lucrat la ar trebui să știți, nu să acuzați acolo că nu mai avem finanțări. Banii de la GAL, dacă știți foarte bine și că erați în funcție când am făcut recepția la cele podeții, 5 podeții care s-au finalizat, nu mai știu, am exact suma totală și fixă. Iar eliberarea din funcția viceprimarului, o face, o face Consiliul Local acum, nu eliberarea din dumneavoastră, veniți Consiliul Local, până se termină acel proces, că am înțeles că este un proces de rol, nu am venit, dar tot dumneavoastră mi-a zis că este un proces de rol cu partidul, cu, cu PSD-ul, iar ordinul prefectului vezi de chestii că vom privi ordinul prefectului. Da, mulțumesc. Dacă permite, doamna președinte. Era domnul Bucă, întâi. Domnul Bucă, luați-vă. În primul rând îmi cer scuze pentru inadvertențe, pentru că observ, se vehiculează informații care nu au corespondent în concret. Adică anumiți consilieri locali și în special cei de opoziție au cerut eliberarea din funcție a domnului Ceasăr Constantin în baza cadrului legal. Dânsul a încălcat legea 14. Dânsul vorbește despre chestiuni care nu au a face. Oamenii din comună trebuie să știe că nimeni nu trebuie să încalce legea. Nici eu, nici nimeni de aici, nici măcar domnul Ceasă. Noi vorbim de legea 14. Dânsul are o problemă să-și o rezolve. Dacă dumnealui și-o rezolvă, nu avem nimic cu dumnealui. Dar atâta timp cât există o procedură de dumnealui, a creat un prejudiciu de 2 miliarde comunei Tămașă. Deci dumnealui a creat, repet, un prejudiciu de 2 miliarde. Oamenii din comună, voi plătiți banii acestui om. De ce? Pentru că nu vrea să-și dea demisia, că a încălcat legea. Nu e de competența mea să stabilesc acum, eu nu sunt legiuitor, eu nu dau sentințe. Noi vorbim din unul consilierul local. Noi trebuie să ne sesizăm că domnul nu mai poate semna acte administrative. Punct. Deci solicit. Pentru că prejudiciul acela, dacă dumneavoastră rămâne pe funcție, e posibil să ajungem la o sumă mult mai mare. Și toți consilierii, în final, vor plăti în solidar. Pentru că primăria Tămașa ar trebui să se îndrepte împotriva lui să recupereze prejudiciul. Deci eu nu spun cu răutate. Cu toții trebuie să înțelegem că a încălca legea nu e un comportament demn de un ales local. Vreau și eu să vă spun. Domnul Toma, cu tot respectul, știți că mereu v-am susținut în toate problemele, dar dumneavoastră ați fost cel care ați inițiat și data trecută proiectul pe corect și foarte bine. Și acum acum Dumnezeu prejudiciu, dar omul prejudiciu se face atunci când omul nu îi ia banii. Nu, îi ia banii când nu își face munca, când nu e la servici, când nu își face, dar nu pentru. Nu duceți în eroare toate treburile astea. Deci deja e o ură personală. În toate ședințele ați... Am înțeles cum de vedere. Bine atunci. Bine, dar nu duceți în eroare oamenii. Acum că nu chiar o să vă creadă perfect. Deci, adică gata, cum spune domnul Toma, așa este. Deci, cu privire la intervenția doamnei Neagu, trebuie să aduc în atenție.
atenție că dumnealui a avut un proces, pentru că respectiv secretarul de atunci, neștiind cu precizie legea, a dat o hotărâre de consiliu local pe care domnul Ceasără a atacat o instanță. Dar asta nu înseamnă că a avut, eu știu, în esență, situația lui. Situația lui, de fapt, ne-a păcălit cu acel proces, exact cum vrea să ne păcălească acum, cu acest proces civil. Că dumnealui are animozități cu PSD și vrea să fie disprobuit. E problema lui. Pe mine interesează din punct de vedere legal. Dânsul nu mai este consilier local. Avem hotărârea 56 care este atașată propunerii de proiect. Vă contrazic pentru că la comisia hotărârea dumneavoastră ați fost cel care, relevamentist, ați făcut o ordeuță, prin care dumneavoastră ați spus că mentor e foarte corect cum a dat domnul Ceasă hotărârea și dumneavoastră ați fost cel care ați întors. E corect, atunci era corect. Cu întârziere, cu foarte multe luni, după ce noi l-am susținut în funcția de viceprimar, acolo s-a descoperit că a făcut obiectul alte cauze. Efectiv ne-a dus în eroare pe toți. Efectiv, prin hotărârea aceea, s-a dus în eroare. Pentru că s-a judecat, eu știu, greșelile pe care le-a făcut Mădălina Miron, legea zice clar. Nu facem aici, nu vreau să vină cuiva. În concluzie, solicit Consiliul Local să reflecteze cu atenție, așa cum ați primit la mapa Consiliului Local, ați primit acasă la Confocător, toate documentele, în baza cărora dezbatem astăzi aici, fiecare să voteze așa cum îi dictează conștiința. Trebuie stopat prejudiciul pe care îl creează baunul, baunul comunei Tamașa. Mulțumesc! Dăm cuvântul în pe Mulțumesc, domnul Domnul. Doamnă și doamnă, eu nu vreau să mă adresez decât atât mă adresez doamna Donțu și domnul domnul, domnul, nu este domn, că nu-i domn. N-am ce să vorbesc cu el. Eu, dacă el ia o pensie, o ia pentru că nu știu ce vorbește. Bun. Al doilea, inițierea pentru debarcarea domnului Ceasă de viceprimar este la atitudinea lui doamna Donțu. Doamna Donțu, din câte știu eu, domnul prim-ministru, a spus așa, cine are ștampil la DNA, un marșicatan în partidul PSD. Dar doamna, nu știu în ce calitate, adună consilierii. Să forțeze mâna ca să voteze pentru debarcarea din cauza că vicele primar la insistența mea s-a declanșat inventarul domeniului public și inventarul mijloacelor fixe, care doamna Donțu o deranjează și am impresia că ascunde totuși ceva, că contabilitatea nu a dat tot inventarul la comisii. Comisiile nu au putut să-și îndeplinească datoria. La inventarul domeniului public, primarul este președintele comisiei respectivii, nu a convocat niciodată comisia și o deranjează și doamna primar, ține pe loc tot inventarul, mă înțelegi, că eu, după mine, dă suspiciuni. Deforțează mâna ca să dea piciasă jos, că nu poate face în primărie nimic. Vine în fiecare zi de 3-4 ori în primărie, calare stă cu funcționarii din primărie, calare stă cu consiliere. Eu o rog frumos, din tot sufletul, să facă 2 pași lateral, să aștepte alegerile de la doamna care vine.
Când vine alegerile, candidează să iasă primar și să stea primar până când îi crește bani, până la sânge. Acum deocamdată se lese consiliul local să funcționeze cum funcționează. Se lese primarul în pașii, să nu mai exige toată ziua, care în fața consilierilor, noi de acolo au făcut cu prăstă. Păi cum e posibil așa ceva? Vine biroul primarului, primarul eliberează locul și stă în locul primarului și primarul stă pe colțul mesc. Și-o face prăstă. Păi e posibil așa ceva? Care nu are voie, confort, are ștapila de leau, nu are voie să intre în partid. Scot, că îi soștesc pe deața, că nu îi soștesc pe deața, o trecut pe acolo. Poate vine și bate un vânt și la Bacău, ca la Vaslui. Atât am avut de spus. Dacă îmi permiteți, eu aș mai vrea, că am fost acuzat. Și eu aș vrea să mai zic. Da. Deci am făcut adresă scrisă, înregistrată către contabilitate. Domnul primar a zis că am primit. Deci nu, prin care contabil, a fost la contabilă, trimite altă adresă scrisă către Comisia de Inventariere, în care spune nu, că ea a făcut adresă către arhivele statului, arhivele primăriei, pentru a da ultimul inventar. A fost refuzată categoric. Prin adresa scrisă nu mi-aduce la cunoștință că lui s-a dat ultimul inventar. Și nu are calculator mai mult de câteva liste. Eu numărasem 87 de bănci și din listele care mi s-au dat aveam vreo 13. Pentru că nu avea de mult să le întâmple. Da, spune-mi. Da, mi-mi pare rău că e atât am votat din Consiliul ăsta local, chiar văd atâta ură pe oameni. Doamna Domnului, este cetățean al comunei Dama și este o fost, mi-a fost primar 16 ani, 17 ani, a făcut atâtea pentru comuna asta, nu înțeleg de ce căutăm domenii. Așa a venit dacă a venit toți ca să fie întrebării cum vine. Ați acuzat că a venit și s-a pus pe scaunul din primar. Nu a fost nici măcar o secundă m-a stat pe scaunul când a revenit doamna primarul ăsta, doamna Domnului, nu a stat pe scaunul din primar, chiar nu a stat. A venit în greu, a s-o ținut ședințe, într-adevăr, la discuții, la ocata, dar gândiți-vă că 7 ani zile au început pentru comuna asta. Nu mi se pare corect să zic eu că nu intra sau altcineva. Mai nou, țin ședințe de partid pentru că este președinte interimar la Tavaș, la birou, da, este președinte. Cine a numit? Doamna partidul, la Bacău, doamna era până la doamna Cristina Fraubăt și o încetată cu doamnei noastră. În mod democrat. Nu cred că ar trebui acum să ne... Și eu am fost viceprimar, și eu am fost demis, nu cred că a fost atâta tampan când am fost demis, mi-am luat frații alții, am plecat acasă frumos, chiar dacă aveam doi copii și nu aveam alt serviciu, n-am făcut atâta tampan și atâta ăla au făcut, da, ăla au făcut, da, cred că mi-am luat frumos frații, am plecat acasă și am așteptat să justiția să-și facă treaba. Nu m-am acceptat în Consiliul Local cu nimeni, m-am dat mâna putatul meu când am plecat în ziua aia, am fost în unanimitate demis, nu. Zic că am fost de politică, dar am felicitat pe toată lumea, v-am ales atunci pe dumneavoastră, când m-am dus și am dat în judecată și mi-am considerat că nu a fost coleg și așa a fost, că nu a fost coleg și am fost repus în funcție, asta a fost altă discuție, dar n-am venit să mă pun la nimeni sau să cer pe cineva sau să caut eu acum care de mine. Mi-am făcut treaba prin justiție. Și cred că așa trebuie făcut și dumneavoastră. Faceți dacă vedeți că sunteți demis nelegal. Da. La amendamente vrei să noi amendamente? Da, la amendamente deja mi se pare o absurditate. Se împotrivește, întârzie blocarea cu o inițiativă ale primarului și a consilierului local. Deci sunteți de față, adică toate rapoartele sunt la secretar, să vedem unde m-am opus. Eu. Adică chiar am propus și au trecut toate proiectele PSD-ului. Deci ăsta e nul. Nu a reușit să gestioneze problema deșeurilor. Deșeurilor, da. Deci nu a fost clandestin în locurile nepermise. Toți consilierii v-au trimis poză ce am găsit după... Am primit. Haideți să vă ce-am primit. Să nu se... Eu să... Discutăm la subiect. Haideți să vedeți primul. Care este? Trebuie menționat că amendamentul ăsta
consilier și unii de semnătura. Nu a gestionat problema câinilor fără stăpân. Nu a venit în fața Consiliului Local cu nicio propunere. Vreau să vă arăt că am adrese către primar să aducem firmă de egalizare. Facem toaleta asta, da? Toaleta vedeți, am proiectul. Aia nu am cu căție. Ați influențat Consiliul Local? Acolo intervine și altcineva cu care zicea că ar fi bine sau nu. Am confecționat buletinul de vot. Am făcut 14, câte unul pentru dumneavoastră și unul pentru mine ca să prezint demonstrativ pe care îl voi lucruri în momentul în care termin. Eu arătând pe următorul, pe primul de care pe unul, buletin de vot în ședință extraordinară, Consiliul Carta Maș, 6-10-2023. Întrebare. Sunteți de acord cu demiterea viceprimarului în funcție Constantin Ceasă? Se mă întrebări. Punctul 1, da. Punctul 2, nu. Punctul 3, vaccin. În subsol scrie, notă, opțiunea de vot va fi exprimată prin încercuirea În situația în care apar neclarități, sau sunt încercuite două, trei sau niciuna, am contestat nu. S-au terminat. Acum trebuie să punem... Contestez secret. Da, domnul secretar, trebuie să punem pe cineva la numărat. Comisie. Yeah.
Păi, doamna Alexandru, ce știți? Da, dar ar trebui să ridice domnul președinte, ridicați urna ca să arătați în coadă. Da.
Mă abțin. Da? Da. Și ce nu se numără? Da? La da. Avem așa. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru da. Ați notat, da? La 1. Avem 1, 2, 3. Și mai abțin. 1, deci în total 3. Da? Dar tu proces verbal, să facem tot ce vrem, să facem tot ce vrem, să facem tot ce vrem. Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispoziții de caracter normativ, deci și în cazul hotărârii Consiliului ca care s-a votat acum, devin obligatorie de la data de aducerea la cunoștință. Bun, aducerea la cunoștință a hotărârii și dispoziții de caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării către prefect. Deci, în momentul în care am comunicat prefectului de hotărârea, după 5 zile ocupi din monitor oficial. În monitor oficial, pe site-ul de monitor, este prezentat, iar are caracter obligatoriu. Din acel moment, domnul Ceasa nu mai este viceprimar. Deci, în momentul în care s-a comunicat pe site-ul oficial la primărie, eu dacă am comunicat, o să spunem, astăzi la prefect, în 5 zile, deci miercuri, așa, a doua zi, o primi pe site-ul ăsta și devine obligatorii pentru aplicare. De asta nu putem avea alegeri pentru nou viceprimar astăzi, pentru că ne-am trezit situația care câteva zile, săptămâni, 10 zile, am avea de viceprimar. Atât am terminat. Așa este, are dreptate, domnul secretar. Așteptăm să fie comunicat proiectul către prefectură și către personalizată. Mulțumesc. Trecem la următorul. La diferențe. O mai este un proiect. Proiectul este de la mai multe. Suplimentarea cu... Cu banii profesori. Banii profesori. Nu a fost primul. Diverse. Cine a început să scuze diverse?